Mulțumim frumos, Alin, și pentru transferul de la, dacă în prima parte a conferinței am aflat un pic despre ce înseamnă echipă și o să aflăm și despre modelul pe care Steve ne-l propune la final de zi. Alin ne-a plimbat într-o zonă de cauză și efect, dacă vreți, sau asta e interpretarea pe care eu mi-am găsit-o la mine în minte. De unde vine integritatea? Poate vine din carismă, poate e invers. Unde începe și unde se termină? De asemenea, mulțumim, Alin, și pentru modelul propus de a înțelege mai multe aspecte din integritate și recunosc că am rămas cumva marcat de răspunsul băiețelului acela pe care, de care povestea ei la una din grădinițe sau la o școală. În locul meu cine rămâne? Și mă gândeam că e o legătură între faptul că în locul nostru suntem tot noi, cei care acționăm dincolo de valori și integritate, de fapt facem niște lucruri, niște acțiuni, niște elemente pe care, în care ne manifestăm, fie la școală, fie în carierele pe care le avem sau pe care o să le începem. Vă prezint următorul citat și o legătură și cu următorul invitat pe care o să-l aducem alături de noi pe scenă. Citatul pe care vreau să vi-l spun este: "Wisdom is knowing the right path to take, integrity is taking it." Și mă gândeam că nu-i suficient doar să fim înțelepți sau să știm niște lucruri, important e și cum acționăm. Și ca să dăm și un pic de sunet acestei acțiuni, o să vă rog să folosim exact sunetul pe care l-ați auzit acum 3 secunde și o să verificăm calea, ca să zic așa. O să am rugămintea, în special ultimele rânduri din această sală, să verificați un pic calea pe care stați în acest moment. În special ultimele rânduri, ca să mergem așa, gradual. Cum se aude calea pe care stați în acest moment? Hai să vedem, cu încredere, până cadă camerele de pe aici, de pe la teatru, mulțumim frumos. Foarte bine acolo, foarte bine. Hai să mergem și în jumătatea sălii, să vedem cum se aude calea. Hai cu încredere, așa, așa, și în partea din fața sălii. Uite, asta e calea, foarte bine, foarte bine, să se audă. Mulțumesc mult! Următorul invitat e despre cale, e despre acțiune, e despre cum te implici ca să schimbi lucruri din jurul tău, este despre cum faci voluntariat și cum transpui în acțiuni integritatea și valorile pe care le ai. Da, e și despre a citi, este și despre a visa, este și despre concept, dar poate mai mult decât orice e despre a acționa. Așa că hai să primim cu acțiune pe Mario De Mezzo, National Director Habitat for Humanity România. Bine ai venit, Mario! Mulțumesc frumos! Bună dimineața! De la o anumită vârstă trebuie să-ți notezi ideile pentru că altfel le uiți. O să vedeți și voi cum e. Mă numesc Mario De Mezzo, sunt director național la Asociația Habitat for Humanity România, o organizație prezentă în aproximativ 80 de țări în lume, care construiește case pentru oamenii necăjiți, pentru oamenii amărâți. Misiunea noastră este să eradicăm locuirea sărăcăcioasă din lume, asta încercăm să facem. În România funcționăm de 18 ani. Dacă nu ați auzit de noi până acum, este vina noastră, îmi cer scuze, auziți acum și o să mai tot auziți. Eu am început să lucrez la Habitat for Humanity România în anul 2004. Am început să fac strângere de fonduri, eram manager național de strângere de fonduri, sună pompos, dar practic ce făceam, mergeam din ușă în ușă de la companie la companie și încercam să îi aduc pe șantierele Habitat ca voluntari să le cer donații, sponsorizări în materiale de construcție, în cash, așa cum putea fiecare să dăruiască. Miller Fuller, cel care a fondat Habitat for Humanity în 1976, spunea că să fii fundraiser înseamnă să fii un cerșetor monumental. Știți cum este? Noi, fundraiserii, avem voie să spunem unul despre altul că suntem cerșetori monumentali. Dacă altcineva din afară vine și ne spune, atunci s-ar putea să avem o problemă. Dar vă îndemn să mergeți pe calea fundraisingului, este o cale foarte frumoasă și o să descoperiți ce înseamnă cerșetor monumental. E greu când intri pe ușă și te dă afară și trebuie să intri pe geam. E greu să le explici unor companii. În 2004, haideți să ne gândim, cine are mai mult de 25 de ani din sală, ca să știu... puțin, suntem bine. Deci în 2004, când am început să lucrez la Habitat for Humanity, concepte precum CSR, Corporate Social Responsibility, voluntariat, fie corporatist, fie individual, erau atât de fundraising, erau atât de puțin cunoscute încât noi, organizațiile care am început să facem aceste lucruri, am fost practic ambasadorii acestor concepte. Îmi aduc aminte în 2004, când am început meseria de fundraiser, dacă toți
fundraiserii din România, am fi făcut o conferință, toți, absolut toți, cred că cei cinci am fi încăput la o masă în orice restaurant. Desigur că erau mai mulți fundraiseri, dar împărțeau slujba între fundraising și comunicare, fundraising și program, fundraising și orice altceva. Iar eu cred că dacă un om împarte o slujbă, nu o face pe niciuna bine, pentru că întotdeauna în fața șefului poate să spună că era ocupat făcând-o pe cealaltă. Din 2004 până acum, până în 2015, între timp am mai avut și alte slujbe, n-am fost mai la Habitat. Între anii 2008 și 2013 am lucrat în două alte locuri. Din 2013 m-am întors la Habitat. Din 2004 până acum însă am fost aproape de voluntariat, am fost aproape de ONG-uri, am văzut cum funcționează și am văzut cum s-au schimbat lucrurile. În 2004 trebuia să le explic oamenilor ce înseamnă voluntariat, trebuia să le explic de ce să facă voluntariat și care sunt avantajele lor în companie. În 2004 Habitat for Humanity avea două echipe de voluntari, din România vorbesc, două echipe de voluntari la Farge și ABN AMRO. Au fost primele companii care și-au luat inima în dinți și au venit voluntari pe șantierele Habitat. Mi-aduc aminte, vorbeam cu Camelia Săvoiu, director de comunicare la Farge în acea vreme, și vorbeam mai târziu, de fapt, cu ea, prin 2009-2010, și îmi spunea, în 2004, când am început acțiunile de voluntariat cu Habitat, ca să adun 15 oameni, a trebuit să muncesc 3 luni de zile. Ziceai că îi duceam la război, nu la voluntariat, așa trebuia să trag de ei. În 2008, 2009, 2010 și acum, în zilele noastre, la Farge are o listă de așteptare de 50 de oameni oricând care vor să vină să facă voluntariat, oameni care n-au mai fost pe șantierele Habitat, pentru că aceia care au fost oricând ar vrea să vină. În 2004, întrebarea cea mai frecventă pe care o primeam când, eu știu, vreun jurnalist găsea subiectul acesta al voluntariatului incitant, nu merge ceasul, eu rămân la 29.50 pe viață, e în regulă. Deci întrebarea cea mai frecventă este bine, timpul e relativ. Exact. Întrebarea cea mai frecventă pe care o primeam era: oare voluntariatul nu este cumva considerat o muncă patriotică? În 2004 trebuia să răspund de ce voluntariatul nu este muncă patriotică. În 2007, când în România Habitat for Humanity a organizat, cred eu, cel mai mare eveniment de construcție din Europa, 27 de case în 5 zile construite, am să revin la acest eveniment, au venit 600 de voluntari. În acel moment, din ce în ce mai rar mă întrebau jurnaliștii dacă voluntariatul corporatist n-ar putea fi înțeles ca muncă patriotică. Acum, în zilele noastre, în 2015, eu trebuie să vă explic vouă ce înseamnă muncă patriotică. Este excepțională schimbarea aceasta. Muncă patriotică, pentru cei care mai știm, însemna pe vremea comunismului elevi, studenți, militari în termen, muncitori de la orice uzină pe lumea asta, erau puși în autobuze și mergeau să culeagă struguri, să sape porumbi, să culeagă porumb, cartofi și așa mai departe. Era un voluntariat forțat. Acum înțelegeți poate mai bine de ce în 2004, relativ recent după Revoluție, oamenii se întrebau, jurnaliștii se întrebau cumva pe bună dreptate, oare voluntariatul ăsta, ce vreți voi să mergeți la companie, tot un fel de muncă patriotică, adică companiile îi iau pe oamenii, înghesuie în autobuze cu forța și îi aduc pe șantierele Habitat să muncească. Acum, deja de prin 2008 am început să le răspund la întrebarea asta, cei care vin să facă voluntariat pe șantierele Habitat for Humanity, habar nu au ce înseamnă muncă patriotică, ei nu știu. N-au prins-o, n-au trăit. Sunt tineri care vor să facă pentru că le pasă. În zilele noastre, în 2015, răspunsul meu este cu atât mai valabil decât era în 2008. În 2007, când România a intrat în Uniunea Europeană, trebuie să merg un pic în spate. În 2004, din 2004 până în prezent avem două tipuri de voluntari. Avem voluntari internaționali, voluntari străini și voluntari români. Voluntarii străini sunt aceia care își plătesc cazare, masă, transport, atenție, din Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Olanda, de oriunde din lume. Cazare, masă, transport. Și fac o donație de câte $450 cel puțin către Habitat for Humanity ca să muncească 10 zile pe an pe șantierele Habitat. Deci ca să mă asigur că v-am explicat cum trebuie, oamenii din Statele Unite primesc
foarte puțin concediu, poate 10 zile pe an, poate 14 zile, poate 16 zile. Din aceste 16 zile pe an, ei pun deoparte 10 zile sau 12 ca să vină să muncească pe șantierele Habitat din România. Și își asigură costurile, cazare, masă, transport, evident, și fac și o donație către filială de $450, cel puțin. Sunt unii care fac donație mai mare. Sunt în statele, cel mai tânăr voluntar are 15 ani, cel mai în vârstă voluntar din, care a venit în România avea 86 de ani. Mi-era frică să nu... Înțelegeți. M-am dus să văd cum se descurcă și ce făcea voluntarul nostru, ia pe casă, bătea, punea țigle la acoperiș. Am plecat repede pentru că nu s-a întâmplat, a fost tot în regulă. Oamenii nu înțelegeau, în România oamenii nu înțelegeau cum ar plăti, cât de nebun să fii în capul tău, să-ți plătești cazare, masă, transport, să faci și donație ca să vii să muncești serios. Și le-am explicat că acest concept de concediu activ este foarte popular, este foarte răspândit. Am să revin la acest concediu activ și am să vă arăt că este și o parte de matematică. Eu cred că în orice, eu n-am fost niciodată bun la matematică și poate din cauza asta cred că matematica este implicată în orice. Și este și o parte de matematică aici, am să vă explic. În 2007 am avut cel mai mare eveniment de construcție din Europa. 27 de case în 5 zile. Am intrat, dacă vă amintiți, în 2007 am intrat în Uniunea Europeană, noi și Bulgaria, am fost statele cu numerele 26 și 27 și noi, Habitat for Humanity România, pentru că ce știm noi să facem? Să construim case. Am sărbătorit acest lucru construind în 5 zile 27 de case. Când am intrat în... Cum? Scuze de întrerupere, competiție serioasă pentru industria de construcții chineză. Da. Da, de asta am zis că în Europa e cel mai mare eveniment de construcție, probabil. În prima zi a evenimentului erau fundațiile puse, pentru că fundațiile au nevoie de timp să se întărească, așa e cu betonul. În ziua, dar atât, fundațiile și atât, în ziua 5 familiile s-au mutat în case. Este greu de crezut, dar s-a întâmplat. 600 de voluntari au venit și au lucrat. Fiecare casă dintre cele 27 purta numele unui stat din Uniunea Europeană. Aveam casa Franța, casa Anglia, casa Belgia și așa mai departe. Evident și casa România și casa Bulgaria. Eu am încercat să fac strângere de fonduri de la companiile din țările respective, astfel că practic România ne-a donat 25.000 de euro, atât era costul unei case, pentru casa Germania. Vodafone ne-a donat bani pentru casa Anglia, Lafarge pentru casa Franța și așa mai departe. Whirlpool ne-a donat pentru casa Italia, pentru că head office-ul lui Whirlpool era în Italia. Deci am încercat și au venit și cu voluntari din companiile respective și din țările respective. 600 de voluntari, care la fel și-au plătit cazare, masă, transport și au făcut și o donație. Erau doi oameni care au aflat despre evenimentul acesta și au vrut să vină. Trei oameni erau, șeful de echipă și doi colegi de-ai lui. Și s-au dus la șeful lor și au zis, fii atent ce eveniment frumos, și am vrea să mergem și noi. Și ăsta a zis, nu vă dau voie. Da, dar ne luăm concediu, nu vă aprob concediu. Și oamenii și-au luat concediu fără plată, a fost singurul mod în care șeful lor i-a lăsat, și-au luat concediu fără plată, și-au luat cort și-au pus cortul pe terenul unde am construit și au stat cu noi 5 zile și au voluntariat și au făcut și au construit cele 27 de case. Vă spun asta ca să vedeți că deja în anul 2007 oamenii începuseră să vadă voluntariatul altfel. Astăzi oamenii fac voluntariat pentru că le pasă. Astăzi eu cred și cred că din ce în ce mai mult oamenii își vor alege angajatori care fac voluntariat și care le oferă astfel de ocazii. În străinătate, în țările civilizate sau dezvoltate, angajații și aleg angajatorul uneori în funcție de CSR-ul pe care îl fac, în funcție de voluntariatul pe care îl fac, la fel cum se duc și cumpără un anumit produs care costă cu 2 cenți mai mult pentru că 10% din produsul acela merge către o cauză. La fel sper că se va întâmpla și în România cât de curând. Ce vreau să vă spun este că oamenii pun presiune pe angajator. Mie mi s-a întâmplat, eu am prins acest filon, este ca un filon de aur pe care îl împărtășesc cu voi astăzi. Eu l-am prins și l-am exploatat cât am putut de mult.
Mă duceam la, am văzut că merge foarte greu să te duci la companii să-i spui dă-mi și mie $20,000, te rog frumos, ca să construiesc o casă. E o sumă mare, $20,000 era o sumă mare. M-am dus la o companie, e o bancă, dacă sunteți curioși vă spun și cum o cheamă, că nu am secrete față de voi. M-am dus să cer o sponsorizare. M-am întâlnit cu directorul de atunci de comunicare, un om extrem de important, extrem de mare, senior manager în bancă, îl chema Cojocaru. Lucra la BCR, dar să nu mai spuneți că am zis. Nu mai lucrează acum, dar mă rog, așa a fost să fie. Și ne-am întâlnit, am povestit, 45 de minute, o oră, m-a ascultat răbdător, a zâmbit, știți, acea ascultare constructivă, când zâmbești, asculți, da, da, da. Și la sfârșit mă întreabă, uite, tu îmi cer $20,000, eu cu cu $20,000 pot să construiesc o casă sau pot să salvez 4 copii de cancer, ce să fac? Deci de ce ne-am pierdut vremea? Adică timpul meu costă alune, mărunțiși, dar timpul tău e important, o oră, îți dai seama cât am facturat eu acum BCR-ul din inutil, când puteai să-mi spui de la început. Răspunsul meu a fost așa și în cazul în care mergeți pe meseria aceasta de strângere de fonduri, vă sfătuiesc că, ca ăsta să fie răspunsul vostru și asta să fie abordarea voastră. I-am răspuns, atâta timp cât faceți ceva este extraordinar. Continuați să faceți ceea ce faceți, pentru că e nevoie de oameni care să lupte împotriva cancerului și veți auzi ceva mai târziu despre asta, cred. E nevoie de oameni care să planteze copaci, e nevoie de oameni care să pună case, e nevoie de oameni care să facă orice pe lumea asta. Mergeți înainte, dacă acolo e chemarea dumneavoastră, dacă acolo este misiunea pe care v-ați asumat-o, nu renunțați la ea, mergeți înainte acolo și continuați să donați în direcția aceea. Dacă vreodată vă schimbați strategia, dacă vreodată vă hotărâți să extindeți strategia, putem să avem, sau să extindeți zonele în care acționați, putem să avem o altă întâlnire în care să vorbim din nou și să vedem cum putem lucra. Asta s-a întâmplat de mult. Se mai întâmplă și astăzi din povești din astea, mai am, dar cele mai multe sunt de succes. Mă duceam și văzând, primind aceste refuzuri, primind aceste șuturi, am ajuns la o concluzie că nu e abordarea bună. Și atunci m-am dus și le ziceam așa, uite, nu-mi dați niciun ban, fii atent, uite ce generos sunt, nu-mi dați niciun ban, vă invit să veniți pe șantier să vedeți cum e. Hai, punem o echipă, 15 oameni, 10 oameni, 20 de oameni. Numai că eram un pic parșiv și le spuneam, dar ca oamenii să vină și să fie inspirați să vină, ar trebui să fie unul, doi senior manager din companie. Că oamenii vor să fie lângă șef, vor să fie lângă șeful cel mare, în același timp șeful cel mare vrea să dea un exemplu, nu? Deci el ar trebui să fie primul acolo. Și aduceau unul, doi directori, aduceau 12, 14, 15 angajați. Oamenii veneau așa. Vă spun cum e la Habitat for Humanity. Probabil că în alte părți nu e la fel de mare teama, dar la noi oamenii veneau așa. Veneau neliniștiți și înfricoșați cumva, pentru că se gândeau, păi, mă duc să construiesc o casă, stai puțin, eu n-am ținut în viața mea un ciocan în mână, cade casa pe oamenii ăia, ce vorbiți, unde mă luați pe mine? Veneau entuziasmați, pentru că, deși n-am construit niciodată o casă, voi construi o casă, stai puțin. Deci ne gândim la, am construit o casă, e o treabă. Și veneau entuziasmați pentru că urma ca ei să-și dăruiască cu generozitate timpul, energia, banii, chiar dacă erau ai companiei, erau banii lor, ei erau parte din acea companie pentru a face ceva bun. Ce se întâmpla era în felul următor, veneau în prima zi, le făceam instructajul, puneau căștile în cap, începeau să dea cu ciocanul. Seara, în aceeași zi, îi duceam să viziteze familia cu care au lucrat. Familiile întotdeauna lucrează pe șantier. La noi, la Habitat for Humanity, familiile trebuie să lucreze. Dacă vrei să-ți faci casă, trebuie să lucrezi la casa ta și a celorlalte familii în jur de între 800-1000 de ore pe an, ceea ce într-un an de zile casa fiind gata, ceea ce e destul de mult, Mario, dacă asta să calculezi. S-ar putea să fie util de explicat un pic de ce construiți case pentru niște familii, care e povestea celor familii. Ajung și acolo. Nu știu dacă toată lumea știe. Da, ajung. Habitat.ro este locul în care puteți să găsiți răspunsuri la întrebările pe care la care eu nu vă răspund astăzi. mario.demetsu@habitat.ro este adresa mea de mail. Puteți să-mi dați mail oricând. Dacă sunați la birou, orice coleg vă răspunde, vă dă numărul meu de mobil, dacă nu vă dă să-mi spuneți și va fi fostul meu coleg. Nu glumesc. Nu glumesc despre mobil, vi-l dă. Dar, revenind, da, spun, mulțumesc frumos. Și veneau și începeau să muncească. Îi duceam să vadă familia, să o viziteze, să vadă, uite, în ce condiții sărăcăcioase stă, ce se întâmplă, ce nu știu ce. După care îi duceam pe aceiași voluntari
să ia cina la o familie care stătea într-o casă habitat. Ca să înțelegeți, o casă habitat are 55 de metri pătrați, nu e un palat. Și mulți dintre voluntarii care veneau pe șantierele habitat au standarde de locuire mai mari un pic de 55 de metri pătrați. 80 de metri, 100, 120 de metri, fiecare cu mare. Și 55 de metri pătrați neterminați par foarte mici. 55 de metri pătrați înseamnă că toată scena asta, probabil. Par foarte mici și se gândeau, mulți dintre ei se gândeau, hai mă, că mai mult îi încurci și nu-i ajuți în niciun fel. Însă când îi duceam și vedeau unde locuiau familiile, familiile locuiau într-o casă atât, de aici până aici. O cameră, de exemplu, una dintre familiile pe care le vedeam, într-o o cameră care era atât, care avea un pat în colțul acela, un șifonier în colțul acesta, un frigider aici pe care era un televizor și atât. Avea o baie pe care o împărțea la capătul coridorului cu alte 14 familii pe apartament cu ei și erau soț, soție și copil de 6 luni. E greu, că e greu când și veneau pe șantier și munceau cu entuziasm și vorbeau cu aprindere și cu bucurie în priviri despre casa lor. Și oamenii erau un pic stânjeniți așa, pentru că lor nu li se părea vreo casă ce era acolo. Numai că se duceau și vedeau că nu au loc să intre 5 oameni în acea casă, în acea cameră, să o vadă, și își dădeau seama deja un pic mai bine de impactul pe care casa lor îl avea în viața lor. După care luam voluntari, recunosc că eram un pic parșiv, după care luam voluntari și duceam să mănânce cina într-o casă habitat construită, în care locuia o familie deja. Familie care oferea cina din partea ei, făcea asta ca un act de voluntariat în numele celorlalte familii care urmau să primească și ele casă, alte familii făcând înainte asta pentru ele. Și nu intrau toți cinci pentru o casă, erau două, trei familii, 3-4 oameni la masă, îi așezam și începeau să mănânce. Și cum se întâmplă la masă, e cea mai bună, se numește părtășie, îi zice. Când comunicăm, vorbim, se dezleagă limbile, nu știu dacă ați fost la Rădăuți vreodată, afinata face minuni. Și începeau să vorbească, uitau, mare director de bancă, mare zilier pe câmpurile din Rădăuți, nu mai conta nimic. Și începea soțul, fii atent, aici mi-am făcut așa, fii atent ce frumos e, aici reușesc să fac asta, aici am făcut, uite, aici e dormitorul copiilor, mai troznea ceva în casă, că așa face, lemnul mai lucrează, noi construim pe lemn, lemnul mai lucrează și mai troznea. Și spunea, a, nu, acolo știu că era lemnul, nu era foarte uscat. Deci știa fiecare cui din casa lui și vorbea cu mândrie despre casa lui. Și apoi asta era bărbatul, îl ducea în curte, le arăta, uite, aici am pus castraveți, aici am pus roșii, aici am făcut nu știu ce, mândru de casa lui, aici fac în pod, vreau să fac asta. E, dar stai că începea femeia, începea soția. A, dar cum era în partea ailaltă? Era igrasie, era mucegai, era umezeală, copiii n-aveau unde să stea și copiii luau și le arătau, uite, aici e dormitorul meu, aici am birou, aici... Înțelegeau oamenii ce înseamnă o casă habitat. Și plecau înapoi acasă gândindu-se că au venit să dăruiască și au primit mai mult decât au dat. Au primit mai mult decât au dat. Plecau încărcați, pentru că ce se întâmplă este o calibrare sau o recalibrare a valorilor noastre. Pentru că ne este foarte ușor ca oameni să ne uităm la ceea ce nu avem, la ceea ce ne-am dorit să avem, la ceea ce au alții în jurul nostru și să uităm să fim recunoscători pentru ceea ce avem noi. Și experiența aceasta de voluntariat pe șantierele Habitat, exact asta îi făcea. Îi făcea să înțeleagă ceea ce au și plecau recunoscători. De aici încolo treaba mea era simplă. Pentru că angajații se întorceau în companie și puneau presiune pe companie să continue acțiunile de voluntariat și creșteau acțiunile de voluntariat. Mi s-a întâmplat odată, era o fată într-o companie foarte mare căreia i-am vorbit. Eu vorbesc foarte mult, mai am 8 minute, firar să fie. Trebuia să vorbim 20 de minute și am vorbit o oră jumate. Da, așa se întâmplă. Și la sfârșit am entuziasmat-o atât de tare că a zis, gata, vreau să vin. Și s-a dus la șeful ei și zice, uite, am găsit o experiență la Eurohabitat. Petrom este, a sponsorizat Casa România. Se duce la șeful ei de atunci și zice, uite, am găsit proiectul ăsta, este senzațional, trebuie să-l facem, este minunat, extraordinar, mergem cu voluntari. Nu. Băi, stai că nu m-ai înțeles, fiare, este minunat proiectul, e Casa România, e Eurohabitat, Uniunea Europeană, n-avem cum să nu-l facem, noi trebuie să fim acolo, noi trebuie să luăm Casa România, noi... Nu. Nu, stai că n-ai înțeles, să-ți mai explic, în fine, deci a durat, ați înțeles, jocul ăsta de ping-pong, răspunsul a fost nu și atunci persoana respectivă, acum stătea ea așa jos pe scaun, zice, n-are nimic, las că-l face Rompetrolul. Unde semnez? Aduc contractul, te rog frumos, unde semnăm?
Deci, ce am vrut să spun este că uneori angajații pun presiune pe, în diferite feluri, mai corect sau mai incorect, ca în viață, dar angajații pun presiune pe angajator să continue acțiunile de voluntariat. Să vă spun puțin despre Habitat și termin cu o ultimă poveste pe care o am. Habitat for Humanity, cum am zis, construiește case, însă nu le dă cadou. Oamenii trebuie să îndeplinească trei condiții. Trebuie să fie în nevoie de locuire, trebuie să muncească, atât la să aibă slujbe, să aibă serviciu, cât și să muncească la casele lor și la casele celorlalți oameni și trebuie să le plătească. O casă Habitat costă pe piața imobiliară între 40 și 60 de mii de euro în funcție de filiala în care construim. Noi vindem casele Habitat cu 20 de mii de euro în rate egale, fără dobândă, fără profit, pe 20 de ani. Deci rata pe care o plătești în prima lună, o plătești și în luna 240 când casa rămâne a ta. Rata unei case Habitat în general este 3 sferturi din chiria pe care ai plătit-o pentru un apartament mult mai mic în comunitatea respectivă. Înainte, nevoia de locuire se dovedește obiectiv și subiectiv. Obiectiv completând un formular și subiectiv printr-un comitet de selecție a familiilor care merge și vizitează fiecare familie în parte și stabilește prioritățile. Înainte să înceapă orice selecție, toate familiile aplicante, toate, trebuie să facă 100 de ore de voluntariat la Habitat for Humanity, fără să știe dacă vor fi sau nu selectate. Au fost multe familii care au spus, eu nu vreau să muncesc, mulțumesc frumos, da, muncesc dacă îmi dai casă, dar așa să mă duc să muncesc și să nu primesc casă, nu vreau, mulțumesc. Și eu am spus și noi le spunem la fel, mulțumim frumos, a fost o bucurie, ne vedem la anul dacă cumva simți că ești mai nevoie de atât. Am avut familii care au muncit primul an și nu au primit casă, au muncit al doilea an și nu au primit casă și în al treilea an de voluntariat au fost selectați și au primit o casă. Pentru că dacă o familie este dispusă să vină 3 ani de zile la rând, să facă cele 100 de ore de voluntariat fără să știe că primește casă și în primul an nu primește și în al doilea an, în al treilea an, este o dovadă foarte bună că familia conștientizează nevoia de locuire, că familia aceea își dorește o casă și că familia aceea va plăti ratele, pentru că e important să plătească ratele. Noi ratele le luăm și cu rate construim alte case. Asta mă ajută pe mine, pentru că eu când mă duc la companii să le spun despre programul Habitat, le spun, tu îmi dai mie 20.000 de euro care construiesc o casă, Habitat for Humanity, dar în 100 de ani, știu că 100 de ani e o perioadă mare de timp, dar în 100 de ani această casă mai aduce 5 case, 4 case. Pentru că plătindu-se, noi luăm banii și construim o altă casă, și încă o casă, și încă o casă. Și oamenii încep să construiască, își termină casa de construit și se mută în casă. În momentul în care se mută în casă, devin proprietari și încep să plătească ratele, așa cum v-am spus. A fost mai clar un pic? Bun. Ca să înțelegeți puterea voluntariatului sau ca să explic mai bine, pentru că eu tot simt că nu reușesc să transmit cât de important e voluntariatul. Am vizitat, cred că, peste 400 de companii și am fost în peste 150 de echipe de voluntari. Eu am văzut puterea voluntariatului, dar mi se pare greu să vorbesc despre asta. Am o poveste însă care spune foarte bine. O să sar de timp, să știi. Am o poveste care spune foarte bine despre puterea voluntariatului și a unei organizații. Eu am să vorbesc despre Habitat for Humanity pentru că acolo lucrez, însă orice altă organizație este la fel de puternică precum Habitat for Humanity, cu condiția să crezi în ea cu pasiune. Whirlpool e o companie micuță, poate ați auzit, Whirlpool se numește, internațional, face aragaz, mașini de gătit, frigidere, hote și așa mai departe. Și Whirlpool avea și are în continuare un parteneriat internațional cu Habitat for Humanity, prin care în fiecare casă Habitat, când familia se mută, dacă familia vrea, primește o hotă, un aragaz și un frigider și o mașină de spălat, pe care familia le plătește în cei 20 de ani, le include în prețul ratei la casă. De ce se întâmplă asta? Pentru că familiile se mutau în casă nouă și asta nu e numai în România, e în toată lumea, peste tot în lume. Familiile se mutau în casă nouă, nu le venea să-și ia frigiderul răpciugos, aragazul pe care îl aveau, mașina de spălat dacă le aveau, și primul lucru pe care îl făceau se dădeau fuga la Altex, își făceau niște rate,
își luau toate astea, la Altex trebuia să plătească rata, că dacă nu, venea Altexul, le lua mașina de spălat din casă și rămâneau în urmă cu ratele. Noi am văzut, global am văzut că aceasta este o problemă și parteneriatul cu Whirlpool ajuta puțin la eliminarea acestei probleme. La fiecare 24 de minute, undeva în lume se construiește o casă. Deci cât am vorbit noi acum, o casă e construită și o familie se mută în ea. Trei case, vorbesc mult, așa e. Și primește aceste electrocasnice. În Europa, head office-ul lui Whirlpool este în Italia. CEO-ul lui Whirlpool, vine un băiat nou, tânăr, îl chema Mark Bitzer. Puteți să-l googliți, Mark B-I-T-Z-E-R, lucrează în continuare în Whirlpool. Și vine Mark, se uită la cifre, neamțul se uită la cifre. Ce facem noi cu Habitat ăștia? De ce le dăm noi atâția bani? Tem tot contractul cu Habitat pentru că este un saving bun pentru mine. Când a zis Mark Bitzer că taie parteneriatul pe toată zona Europa, Asia Centrală și ECA, Europa Central Asia, Europa și Asia Centrală, da, mai mult. Deci ne-am îngălbenit toți, toate casele au început să tremure. Și unul dintre apropiații lui Bitzer îi zice așa, fii atent, eu sunt de acord cu tine, dă-i naiba cu habitatul lor, cu tot, cu case, dă-i, n-avem nicio treabă, dă-i. Dar, înainte să facem asta, hai să mergi două zile pe șantier ca să vezi ce tai, că așa e corect, așa e frumos. Neamțul zice ce e corect, hai să mergem. Dar, ca să nu vină singur, să nu vină cu mâna goală, așa sunt nemții politicoși, și ca să justifice intern decizia, a decis să-l aducă pe directorul financiar pe toată Europa, el, directorul de resurse umane pe toată Europa și 10 directori naționali din Europa. Vă dați seama ce echipă? Cam ce echipă ar fi fost acolo? Biroul european se uită la toate țările program din Europa, unde să-l trimitem pe Bitzer săracu? Hai să-l trimitem în România. Bun. Eu știam, lucram la Habitat, făceam strângere de fonduri de la companii, cumva a picat natural în spatele meu sarcina aceasta. Eu știam și contextul. Vă dați seama cum a trebuit să, cam ce simțeam eu în zilele alea. Și ne gândim, unde să-l trimitem pe Bitzer? Hai să-l trimitem la Rădăuți. Am declarat deja ce nu poate ciocanul să facă, poate afinata. Îl ducem la Rădăuți, îi arătăm mănăstiri, îl învăluim cu familii, cu alea, cu casa, poate îl păcălim pe Bitzer. Vine Bitzer cu echipa lui, 13 oameni, dai, cu ciocane, cu parchet, cu vopsea, era Bitzer e așa, un atâta, era așa, plin de vopsea, din cap până în picioare. Eu eram ca un iepure, eram în jurul lui. Îți mai trebuie ceva, niște apă, o ciocolată, te simți bine, ești prea obosit, îți dau oamenii de muncă, nu-ți dau oamenii de muncă, să te ajut cu ce, omul... Poker face, nimic, deci un mușchi nu se mișca pe fața lui, să știu că fac ceva greșit, să rectif, nimic nu exista, nimic, blank. Eram terminați, hai că mergem să vedem familia la care a muncit Bitzer, unde stă. Și stătea familia, era soț, soție, erau așa, soț, soție și doi copii, o fetiță de 9-10 ani și un băiat de 5-6 ani. Stăteau într-o cameră la fel, nu exagerez, cât pătratul ăsta de aici, o cameră de chirpici, cu WC-ul în fundul curții, cum știți că se întâmplă la țară uneori, prăpădită casa. Ei închiriau o singură cameră dintr-o casă mai mare. Și stăteam toți în curte, pentru că în cameră nu am fi avut loc, 13 oameni, plus coordonatorul de voluntari, plus familia. Și coordonatoarea de voluntari, Amanda, începe să ne spună povestea familiei. Vorbea în engleză, evident, pentru că erau vorbitori de limba engleză, și spune... Soțul lucrează zilier pe unde prinde aici colo. Soția a plecat în Italia ca să câștige bani, să poată să plătească ratele la casă și să poată să întrețină familia. Fetița, care avea 90 ani și care era la vârsta la care avea nevoie de mama ei mai puternic și mai puternic, înțelegea ce ne spunea Amanda și venea să plângă, pentru că era dor de mama ei. Numai că uitându-se de jur împrejur și văzând toți oamenii mari, văzând că vorbim în engleză, își dădea seama că e ceva serios, nu voia să plângă, era rușine să plângă de față cu noi toți. Dar ochii îi jucau în lacrimi pentru că îi venea să plângă și îi jucau ochii în lacrimi și își dădea ochii peste cap ca să nu-i curgă lacrimile pe obraz. Toți am văzut asta, toți. Și am lăsat toți rușinați capetele în jos în fața unui copil de 10 ani care nu făcuse nimic greșit decât să-i fie dor de mama ei.
A terminat povestea și copilul, băiatul de 5-6 ani, s-a dus la Bițer, nu pentru că îl învățase cineva, ci pentru că Bițer dăduse cu ciocanul în casa lui, care urma să fie casa lui. Și s-a dus la Bițer să-i zică, hai să-ți arăt ce calculator, îți dai seama ce răpciugă de calculator avea el, ți arăt ce calculator am eu, ce jocuri, ce melodii, l-a băgat pe ăsta în casă. Eu cred că copiii lui Bițer nu vorbeau cu Bițer așa, eu cred că nu mai vorbise cineva cu Bițer așa de ani de zile. Vă dați seama, ăsta, omul câștigă oficial, acum puteți să-l googliți că e pe astea, pe Forbes, nu știu, 20 de milioane de dolari pe an, Tasso 20 de milioane de lei vechi, n-avea nicio importanță, să te arăt, să te duc, să vezi. I-a arătat calculatorul și când a terminat Bițer vizita, a venit la mine. Putea să fie acolo CEO-ul lui Habitat pe lume, el tot la mine venea, că eu pusesem în jurul lui să-l pup în fund toată ziua. Și a venit la mine și m-a tras discret deoparte, acum sunt nemții, delicați, discreți, și îmi zice, fii atent, din banii mei, nu din banii lui Whirlpool, din banii mei, cum pot să-ți dau 5.000 de euro să le construim un loc de joacă copiilor în comunitatea din Rădăuți? M-am gândit, și acum optez, m-am gândit, auzi, lasă tu milioanele de euro să curgă, găsesc eu 5.000 de euro să facem locul de joacă. Dar i-am spus pe gură, i-am spus, Marc, în jumătate de oră ai contractul, îl poți semna și ne dai bani și noi construim locul de joacă. Așa s-a întâmplat, ne-a dat banii, am construit locul de joacă. Mai mult, în iarna, asta se întâmpla în august, iulie-august, în iarna acelui an de Crăciun, Marc Bițer singur și-a amintit și a plătit mamei biletul de avion de întoarcere din Italia în România să-și petreacă alături de familie Crăciunul și mama lor n-a mai plecat în Italia niciodată, sunt în continuare în Rădăuți, în casa pe care au construit-o. Inutil să vă spun că parteneriatul cu Whirlpool funcționează în continuare, că dacă cineva vreodată va veni să aibă vreo idee creață să încheie parteneriatul, tot ce trebuie să facă este să-i scriu lui Bițer, care este în continuare în Whirlpool, între timp este al treilea om din Whirlpool internațional, deci mai sunt doi oameni peste el, și pot să-i scriu să-i zic, Marc, e unul care, ai mai auzit tu de ideea așa tâmpită să termini parteneriatul cu Habitat? E unul care ar vrea să facă asta. Nu se întâmplă, suntem în siguranță. Dar am vrut să vă spun povestea asta pentru că eu am spus povestea asta, cred că, de peste 300 de ori. Pentru că eu am trăit-o și e foarte puternică. De fiecare dată când o spun, mi se ridică părul pe mine. Am trăit-o și am fost acolo. Și am vrut să vă spun ca să vedeți cât de puternică este experiența de voluntariat și cum poate să te schimbe și de unde poate să te ducă și încotro. Un an mai târziu, și cu asta chiar închei, un an mai târziu, la Eurohabitat 2007, i-am întrebat pe cei de la Whirlpool România dacă nu vor să sponsorizeze Casa Italia, pentru că head office-ul lor este în Italia. Ei mi-au spus că nu și peste o săptămână i-am scris lui Bițer. Am trecut peste 5 rânduri de șefi de-ai mei și peste 5 rânduri de șefi de-ai lor și i-am scris direct lui Bițer. I-am făcut poze cu locul de joacă și copiii care se jucau, i le-am atașat și le-am trimis și am zis, mai știi când ne-ai dat un Marc niște bani pentru locul de joacă? Uite ce frumos a ieșit, se joacă copiii, sunt fericiți. Apropo, că tot veni vorba, mai avem un proiect frumos, 25.000 de euro, uite, Habitat, uite, Euro Habitat, uite, 27 de case în 5 zile. Nu mi-a răspuns Bițer nimic o săptămână, începusem deja să mă panichez, îmi căutam de lucru gândindu-mă că a făcut valuri, că la nivelul ăsta de corespondență n-ai cum să nu faci valuri în cazul în care îl deranjezi pe cel căruia îi scrii. Și peste o săptămână primesc un mail care începe așa: dragă Mario, îmi cer scuze că nu ți-am răspuns mai devreme. Și eu m-am gândit, oi fi avut și tu vreo treabă. Proiectul sună foarte interesant, cu siguranță îl facem. El către mine, Bițer către mine, nimeni altcineva în mail. După care, 2 minute mai târziu, un mail Bițer către mine cu un tren de marfă de CC în care tu virezi banii, tu faci contractul, tu pui cap la cap echipa de voluntariat, tu nu știu ce. Și Whirlpool a sponsorizat Casa Italia la Eurohabitat 2007. Și mă rog, am mai scris odată la lui Bițer, îți amintește, Alex. Dar închei aici și îndemnul meu este așa: să fiți voluntari acolo unde simțiți, acolo unde vă simțiți atrași, să puneți mâna și să faceți, pentru că nu guvernul va schimba țara, nu angajații vor schimba țara, ci voluntarii vor schimba țara. Nimic nu este mai prețios decât sufletul unui voluntar și sufletul unui voluntar poate să schimbe orice. Vă mulțumesc frumos!